Duminică, orașul Glodeni a avut parte de un concert pe cinste. Platforma Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost susținută de trupa Catarsis. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! În plină campanie electorală, Partidul Liberal Democrat din Moldova a organizat duminică la 22 mai o întâlnire cu alegătorii care au avut loc în fața Centrului Raional de Cultură. Eu împreună cu echipa mea, o echipă de oameni de calitate, o echipă de oameni cu viziuni mari, venim în fața dumneavoastră, venim cu o programă pentru a face din orășelul Glodeni un orășel modern, un orășel verde, un orășel cu străzi curate, cu străzi amenajate, iluminate, un orășel de nivel european. Avem șansa de a schimba lucrurile în orășelul nostru și în întreg raionul, precum și întreaga țară. Evenimentul a fost susținut de un concert prezentat de renumita trupă Catarsis și de un grup de actori de comedie din orașul Bălți. Alintă-mă să menționăm că la 5 iunie 2011 în Republica Moldova se vor desfășura alegeri locale generale. Conform codului electoral, primarii orașelor, satelor și consilierii în consiliile raionale Orășenești și Sătești se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. Deana Zaporojan, Sergiu Mulear pentru știri.